Palatul Culturii din Iași a găzduit un eveniment de suflet, vernisajul expoziției fotodocumentare România e acasă. În contextul centenarului României Mari, astăzi de la ora 12, s-au întors acasă Ștefan Baciu la Casa Ștefan Baciu din Brașov, Panaiti Strati la Muzeul Brăilei, Carol I, Eugen Ionescu la Muzeul Județean Olt din Slatina, Emil Cioran la Biblioteca Județeană Astra Sibiu și Ioan Petru Culianu la Complexul Muzeal Național Moldova Iași. Expoziția face parte dintr-un program expozițional complex dedicat unor mari valori românești consacrate în afara țării. Ștefan Baciu, Emil Cioran, Panaiti Strati, Ioan Petru Culianu sau Eugen Ionescu sunt personalitățile remarcabile la care s-au oprit specialiștii Muzeului Casa Mureșenilor din Brașov atunci când au demarat proiectul național România e acasă. Un eveniment într-adevăr cât o țară, pentru că el este legat, acest eveniment, de un proiect național, desigur, care și-a propus o temă foarte interesantă, România e acasă, se intitulează așa, pentru că proiectul și-a propus promovarea unor personalități ale scrisului românesc care nu s-au consacrat în țară, ci în afara țării. Ei, cei mai mulți dintre ei, sau chiar toți, cei cinci aleși, au părăsit țara în diverse împrejurări, atunci în momente critice care au considerat că nu le sunt favorabile. Muzeul Casa Mureșenilor din Brașov este un partener vechi și de nădejde al Complexului Muzeal Național Moldova Iași. Sunt prieteni ai noștri mai vechi cu care am avut colaborări fructoase de-a lungul vremii. Ei ne-au ales intenționat, suntem deci coparteneri la acest proiect inițiat de Casa Mureșenilor. Ei au lucrat la proiect, noi numai i-am consiliat și am ajutat atunci când a fost nevoie. Expoziția fotodocumentară Ioan Petru Culianu va putea fi vizitată la Palatul Culturii din Iași în perioada 14 mai-8 iunie 2018. Intrarea este liberă.